Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de un real Juscelino Kubitschek, emitent Brazilia de către Banca Centrală a Braziliei, pe perioada Republicii Federative a Braziliei. Monedă comemorativă circulantă în anul 2002. Compoziție bimetalică, centrul din oțel inoxidabil, în inel din oțel placat cu bronz. Greutatea 7 grame, diametru 27 de mm, grosimea 1,95 de mm, formă rotundă, orientare aliniere monedă, sus, jos. Această monedă comemorează 100 de ani de la nașterea lui Juscelino Kubitschek. Pe avers este președintele Juscelino Kubitschek, graniță cu semnul Brazilia și coloanele Palatului Alvorada, reședința oficială a președintelui Republicii din Brazilia. Înscrisul centenar Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek a fost fondatorul Braziliei, care este considerată cea mai mare realizare a sa. Formatul diferențiat al stâlpilor exteriori al Palatului din Alvorada a dat naștere simbolului și emblemei orașului și este prezent în stema districtului federal. Pe verso, pe inelul de aur, este o grafică indigenă marajora în miezul de argint, o sferă suprapusă de o bandă de jubilație care, cu constelația Crucii de Sud, face aluzie la drapelul național, iar înscrisul corespunzător valorii nominale și anului monedei. Marginea este atât netedă cât și zimțată. Această monedă comemorativă este din anul 2002, emisă într-un număr de 50 de milioane de bucăți, are o valoare nominală de $1,80, se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între $6 și $8. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!